clasa 5-a pentru limba și literatura română la concursul de creație. Râncu Ștefania pentru din clasa 6-a la limba și literatura română, calificată la etapa națională a concursului Cultură și Spiritualitate. Staicu Sofia din clasa 7-a la limba și literatura română, rezultatele obținute la concursul Cultură și Spiritualitate. Felicitări! Iancu Ana, din clasa 5-a, rezultate excepționale la matematică, mențiune la Olimpiada de Matematică pe sector, 90 de puncte. Enache Petru, din clasa 5-a, rezultate excepționale la matematică, la etapa națională a concursului Comper și a concursului Evaluare în Educație. Felicitări! Voicu Ștefan, din clasa 6-a, rezultate excepționale la etapa națională a concursului Comper, calificat la etapa națională a concursului Kangurul, rezultate obținute la etapa, pe sector a Olimpiadei de Matematică și participare la concursul Evaluarea în Educație și Noetic. Felicitări! Preoteasa Maria din clasa 5-a a obținut la Biologie, la faza națională, mențiune. Felicitări! A avut 95 de puncte. Ursescu Teodora din clasa 5-a, rezultate excepționale la Biologie, la etapa municipală a concursului George Emil Palade. Felicitări! Anton Ioan, rezultate excepționale la Olimpiada de Biologie, etapa municipală. Diploma Ioan, felicitări! Dumitrescu Maria din clasa 6-a, rezultate excepționale la Biologie, la etapa națională, a obținut premiul al doilea. Felicitări! Mușuroaia Maria din clasa 6-a, rezultate excepționale la Biologie, la etapa municipală a aceluiași concurs. Felicitări! Și Nistor Flavia din clasa 8-a, rezultate excepționale la limba latină, la Olimpiadă, etapa pe municipiu, premiul al doilea. Felicitări! A luat premiul întâi. Îmi cer scuze, am greșit. Premiul întâi la Olimpiada de Latină, etapa pe municipiu. Îi felicităm pe cei mai buni elevi ai noștri care au obținut rezultate foarte bune și excepționale la concursurile școlare. Le doresc vacanță plăcută și îi așteptăm în septembrie la școală. Iar acum am să dau cuvântul părintelui Vasile. Și după cum știți că